De banii Moscovei, uitați verdict at Moldova. Ei se duc și le dă un saculeț de orez și moldovanul nostru e gata să-și să dăie tăt și are. Deci nu mai cred în clasa asta politică. Oameni buni, dacă vă dă orez, luați orezul. Dar votați oamenii care merită să fie la postul ăsta. Și eu chem tăți moldovenii. În primul rând, nu stați acasă, nu vă duceți pe la șașlic, dar mergeți la votare pe data de 14. Și alegeți omul care poate să vă schimbe, că nu Putin ați vă plătească facturile. N-a să vă plătească. Putin pot vă fac un concert ca în Donbass. Cu tot respectul față de președintele ăsta care îi iubi de ruși. Dar voi ați vă plătiți facturile. Dar să vă plătiți facturile, trebuie să spuneți un om la conducerea primăriei care vede unde se duce. La noi Dorin Chirtoacă, el e zombi, el e saturat de primărie, el e saturat de voi, el nu știu unde se fugă. Nu faceți întrânsul în Dumnezeu. Aiește din partea dreaptă, mă gine pe Brega votați-o. Așa că vă chem pe tăți, în primul rând să ne ducem tăți prietenești la votare. Și într-a doua, gândiți-vă, nu cu inima, cu sentimentele de astea. Și pe unioniști tot îi rog, duceți-vă și votați oameni de treabă. Nu tăți bandiți, corupționeri și tăți ăștia care uitați să-și fac în țara noastră.